Bună ziua, domnul și doamnă consilier, pentru că domnul primar este în concediu de odihnă, sunt delegat să conduc această ședință. Motiv pentru care putem începe și vă rog să rugați steța să se ridice picioare pentru intonarea inului. Mulțumesc! Se abține cineva cu 20 de voturi. Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.09.2017 a fost aprobat. Dau cuvântul domnului președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință cu fondul listei care va fost transmise. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? A fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție ședința de 28 septembrie 2007. Proiectul 26A, ajutor de urgență, care a intervenit ulterior, modalitatea de vot este vot secret. Dacă sunteți de acord? Supunem la vot modalitatea de vot care a fost inclus peste ordinea de zi a proiectului 26, ca fiind vot secret. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Ține cineva cu 20 de voturi? A fost aprobat modalitatea de vot la proiectul 26. Supun discuții punctul 1 al ordinei de zi și invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Pe lângă aparatul propriu al primăriei, avem și o listă de invitați la ședința ordinară a Consiliului Local. Domnul Tuluc Adrian, comisar șef poliție la Poliția Municipiului Bacău, domnul Bălan Marius, comisar de poliție șef birou la Poliția Municipiului Bacău, domnul Lupu Neculai, rector Universitatea George Bacovia Bacău, domnul Gabriel Leahu, director Casa Corpului Didactic, domnul Botez Adrian, director Societatea Comercială Transport Public S.A. Bacău, domnul Bărlădeanu Florin, solicitant extindere spațiu de locuit, domnul Cristian Necula, reprezentant Teatrul Viernez de Copii, domnul Palade Radu Cristian, director Termoenergie Group Bacău, domnul Adrian Racoveanu, administrator SCL SRL, solicitant concesionare la proiectul 19, domnul Pascu Mircea, solicitant concesionare proiectul 21,
domnul Bucur Doina Sonia solicita în concesionare proiect 21, domnul Bunea Cristian solicita în concesionare proiectul 23. Există observații la ordinea de zi prezentată? Da. Deci, ordinea de zi de astăzi, ați avut-o la mapă și solicit permisiunea dumneavoastră să nu mai dau citire din motive de economie de timp și vreau să vă anunț că ordinea de zi are 26 de puncte. S-a suplimentat un proiect de hotărâre. Mare parte din dumneavoastră ați luat act. Este motivat de o situație de urgență. Urmarea unui incendiu care a avut, un eveniment neplăcut, un incendiu care a avut loc vineri pe strada Nicuienea. A fost afectat destul de serios un apartament în care nu au fost victime. În apartament locuiesc două persoane. Condiția socială este destul de modestă. Titularul apartamentului este pensionar, are o pensie de 800 de lei. Împreună cu dumnealui locuiește și un nepot, al căror părinți au probleme de sănătate, motiv pentru care Direcția de Asistență Socială a făcut o anchetă în regim de urgență, datorită faptului că apartamentul nu mai are geamă, nu mai are uși, vine sezonul rece și ne-am permis, sau vă rog să înțelegeți situația creată și să introducem și acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Nu pot eu să hotărăsc, tot dumneavoastră hotărâți. Dacă vreți, chiar eu, în mare parte, expunerea de motive am prezentat-o. Și domnul președinte, dacă vreți de acord să începeți. E persoană pe 11. Deci, există alte observații la ordinea de zi prezentată? În afară de propunerea doamnei consilier Lazar de a aduce poziția 26 pe poziția 1. Domnul Mădălin, Florian? Vă propun să fie acest 26 ani să treacă pe poziția 3, după ce validăm noul consilier local. Deci, punem la vot propunerea doamnei Lazar de a fi primul punct pe ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, mai are sens acum să... A rămas fără obiectul. Ați avut o zi. Haideți, deci, supunem la vot ordinea de zi cu modificarea propusă. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Supunem la vot proiectul numărul 26. Da. Am început să vă prezint proiectul de hotărâre. Ne-am mobilizat, în condițiile prezentate anterior, Direcția de Asistență Socială, printr-o comisie special constituită, s-a deplasat la fața locului, s-a întocmit un necesar de lucrări, ce urmează a fi efectuate, vizat de Comisia Tehnică a Primăriei și zic și propun să aprobăm acest proiect în forma prezentată. Este vorba de 38.000 de lei care să le punem la dispoziția celui care a avut urmări urmare acestui caz de fericit, incendiu. Mai multe detalii vă pot furniza doamna director Fifei. Vă mulțumesc. Este domnul secretar să depunem amestecele care domnul Fantazan, avizul de legalitate, domnul Fantazan. Favorabil. Domnul Miclăuș. Favorabil. Deci ca un complet al, da. Domnul Miclăuș.
lucrările constau în înlocuirea ferestrelor și a ușilor și igienizarea apartamentului. Se trece la votul secret. A demisionat din Consiliul Local, a rămas, a încetat funcția de consilier, postul rămas vacant, urmează ca prin votul dumneavoastră să fie luat de către domnul Șova Laur, următorul supreant înscris pe lista Partidului Social Democrat și care a cărui propunere a venit din partea partidului. Vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Înainte de a-mi da zisul de legalitate, îmi fac obligația de a întreba domnul consilier local dacă există vreo situație de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Avem situații de genul ăsta? Nu. Există aviz de legalitate la proiectul numărul. Domnul Pantaza? Aviz favorabil. Doamna Ilie? Favorabil. Domnul Miclăuș? Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Rog pe domnul secretar să supună la vot. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Invităm pe domnul... Da, așa este. Dați rezultatul, vă rog. La primul proiect supus prin vot secret, articole 1, 2, 3, 4, 5 au primit fiecare câte 20 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nulă. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Persoana în cauză? Da. Domnul, urmează să prezinte la Direcția de Asistență Socială. Aveți proiectul a fost promovat, aprobat. Mulțumim consilierilor și dumneavoastră în regim de urgență. Mergeți pentru documentație. Eu știu, primirea acelei sume, contactați un constructor și treceți la treabă, vine iar. Da, puteți să mergeți, ținând cont că aveți alte probleme, probabil mai urgent. Supun discuție punctul 2 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea motivele la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Șova Laur, următorul supliant înscris pe listele de candidați a Partidului Social Democrat. Da, proiectele sunt rudite, pentru cât a fost eliberat cu acceptul dumneavoastră din funcție domnul consilier Costa. Urmează să supunem aprobării validarea mandatului de consilier local al domnului Șova Câțlau, următorul supleată scris pe lista de consilier a PSD. Invit pe domnul secretar să prezinte aviz de legalitate. Există aviz de legalitate. Domnul Fantaza? Este favorabil. Doamna Ilie? Favorabil. Domnul Miclăuș? Favorabil. Vă rog președintele Comisiei de Validare să dea citire procesului verbal de validare încheiat în acest sens. Comisia de Validare aleasă în baza hotărârii Consiliului Local a municipiului Bacău încă 198/2016, modificată și completată, examinată, conformitate cu prevederile
legale, legalitatea alegerii consilierului local domnul Șova Buțulau pentru PSD. Comisia de validare a constatat faptul că locul de consilier local al domnului Codrin Costan Vasile a devenit vacant prin încetarea de drept a mandatului de consilier local al acestuia, înainte de expirarea duratei normale. Prin adresa numărul 65337 din data de 22 septembrie 2017 a Partidului Social Democrat se propune validarea domnului Șova Buțulau, supleant pe lista de consilier acestui partid, pe locul de consilier rămas vacant. Comisia de validare constată că au fost respectate dispozițiile legale cu privire la alegerea consilierului și, în acest caz, a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al domnului Șova Buțulau, membru al Partidului Social Democrat, de pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal pe care îl supunem aprobării Consiliului Local. Mulțumesc! Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Rog pe domnul secretar să spună la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 20 de voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Îl invităm pe domnul consilier Șova să depună jurământul conform prevederilor codului de procedură. Semnatul Șova Gățulaur, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32.1 din legea 215/2001, Administrației Publice Locale, republicată, ulterior modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Care îl cunosc mai puțin, pot să vă spun că a lucrat și lucrează în administrație, o perioadă chiar a lucrat în primăria Bacău. Așa că intră direct fără perioada de acum, doar în problemele municipiului Bacău. Supun discuții punctul 3 al ordinii de zi și invit domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HL 74, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și programul de investiție pe 2017 a Consiliului Local al Municipiului Bacău. Da, expunere de motive la proiectul de hotărâre pe care l-ați avut la mapă este, de fapt, o modificare a bugetului aprobat de dumneavoastră prin hotărârea 7431 a 3 a 2017, deci o rectificare de buget, care presupune urmare a unei adrese venită de la Ministerul Finanțelor Publice, în baza deciziei șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice numărul 12 din 15-a 9, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea drepturilor asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap s-au majorat cu 666.000 de lei. Proiectul ați avut la mapă și vă propun să-l votați în forma prezentată. Dacă sunt nelămuriri, organele de specialitate, specialiștii vă stau la discuție. Inclusiv aviz favorabil. Domnul Fantaza. Aviz favorabil. Domnul Cendruș. Aviz favorabil. Domnul Șoara Benedică. Favorabil. Doamna Dragomir. Aviz favorabil. Domnul Purilianu. Aviz favorabil. Domnul Gerasim. Aviz favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Miclăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Poftiți, domnul consilier.
Dați-mi voie să dau citire la două amendamente. 1. Obiectivul de investiții, construie teren de sport, școala Mihai Drăgan, în valoare de 100.000 lei, aflat în anexa 2A, capitolul 65, învățământ, obiective, în poziția 9, se transferă în anexa 2E, capitolul 65, învățământ, poziția 9, și se va denumi suprafață sintetică, teren de sport, inclusiv montaj, la școala gimnazială Mihai Drăgan. 2. Se suplimentează valoarea obiectivului de investiții din penalizarea bașinului de permeat și apă și viare din cadrul de forțului conform de Cerobacău, cu suma de 15.000 lei, pentru tarife de avizare, stăuță de APM Bacău și întocmirea documentației tehnice pentru avizul de gospodărie a apă, aflat în anexa 2, capitolul 74, protecția mediului, studii și expertize, poziția 3. Această sumă va fi dată în anexa 2A, capitolul 37, de la cultură, recreere și religie, poziția 1. Mulțumim. Poftiți, domnul profesor. Punem întâi raport al amendamentului domnului Pânia. Nu am venit să o discuție, dar când ați mai ieșit, vreau să vă spun, ca și recomandarea domnului Pânia, cu aceste amendamente vreau să mai ajutați și luna trecută. Trebuie să recunoaștem dinainte să putem analiza și noi, sau măcar executivul, să vedem la Comisia Economică, să vedem despre ce este vorba, pentru că ne trecim în ședință și urmă să spunem de ce votăm sau ne abținem. Domnul Consiliu, la punctul 1 este o doar o eroare materială, așa îndreptare, o eroare materială. La punctul 2 este o situație care necesită un pic de urgentare și nu cred că ar fi... Corect, dar cred că nu s-a aflat acum la ora 11. Cred că se știa de el, dar la altfel de așa. Domnul Consiliu, am și o precizare. Amendamentele sunt inițiative personale și singulare ale domnului consilier local. Noi ca executiv, domnul secretar. Noi ca executiv, putem să facem. Eu cunosc procedurile, deci nu sunt de la el. Știu că nu mi s-a dat numai domnul. Deci cunosc procedura. Nu le-am visat zona coleg. Am studiat și cadrul și am văzut această greșeală. Deci, toți am sesizat obiecția dumneavoastră și, într-adevăr, mi se pare destul de pertinentă, dar în cazul de față, poate nu se aplică. Am înțeles că o să votăm acest amendament, dar trebuie să fim doar să le știm un pic de înainte, că nu le-am ajutat pe nimeni, dacă le știu. Înainte și vreau să întreb pe doamna Pitrica că această rectificare care avem în banii care au venit pentru persoane sau indemnizațiile pentru persoane care ne-au ajutat până la sfârșitul anului. Da? Mulțumesc. Poftiți, doamna Pitrica. O înlămurire de la domnul Curian. Dacă se poate la poziția 2 de unde se iau banii? Că nu. N-am înțeles exact. Vă spun, va fi luat din anexa 2A, capitolul 67, cultură, recreere și religie. De la ce obiectiv? Capitolul mai mare de asta. Tot... Ca să știm ce votăm de aia, că sunt de acord cu acest amendament. De la reabilitare de centrul de tineret Cinema Orizont. Am înțeles. Mai sunt discuții? Dacă nu, domnul secretar. Noi punem la primă la vot amendamentul din cazul domnului consilier Stoianță. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 21 de voturi. S-a aprobat amendamentul. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 20 de voturi a fost aprobat. 21 de voturi a fost aprobat pe să pun discuției punctul 4 din de zi și invit și domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra sălii teatrului de vară la Dubelica. În această perioadă sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Noi cu această ocazie, vă propunem să încheiem un parteneriat
cu Centrul de Informare Europa de Limba Bacău, în sensul să acordăm cu titlul gratuit, cum am mai făcut-o și cu alte ocazii, Teatrul de Vară Radu Beligan, unde se va desfășura un spectacol folcloric adresat publicului băcăuan și, în special, persoanelor vârstnice din municipiul Bacău. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Deci, acordarea titlului gratuit a sălii Teatrului de Vară Radu Beligan. Pe data de 3 octombrie 2017, ora 15:30, când și dumneavoastră, doamnă și domnul consilier, sunteți invitați la acest eveniment. Vă mulțumesc! Există anumite... Aveți rezultat? Am intervenții. Nu am niciun rezultat. Am avut în vedere că Centrul Europa de Drept este un rezultat prin parteneriat între administrația publică locală și județeană și Universitatea Vasile Alexandrei din Bacău. Eu nu voi vota. Da, nu am avut problemă, că nu e niciun problemă. Am luat la. Da? Există aviz de legalitate? Domnul Fantaza? Aviz favorabil. Domnișoara Fucnaru? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Băreanu? Aviz favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Miclăuș? Discuția asupra proiectului? Trece la urmă 5. Da, este laudabil inițiativa cu Părința la dispoziție pentru această activitate. O susținem și omul. Dar vreau să întreb executivul, în afară de a pune această sală pentru activitate, ce pentru ziua internațională, ce alte activități mai face municipiul la loc? Pentru ce aproape 40.000 de pensionari și de aceste zile. Da, noi avem mai multe proiecte care urmează a fi în derulare. Astăzi, de exemplu, este adunarea generală a pensionarilor când vom participa. Voi participa și eu personal, vom transmite mesajul dumneavoastră, al primăriei, al locuitorului municipiului Bacău. De asemenea, o să mai vedeți un proiect prin care pensionarii care au persoane vârstnice, care au 50 de ani de căsătorie, vor primi acea sumă care deja e tradițională la noi de 5.000 de lei, urmează proiectul să fie. Și de asemenea, în municipiul Bacău funcționează mai multe asociații de pensionari și fiecare au câte o activitate. La special, astea proiecte care, de exemplu, la Picen de Deal, am inițiat au 15 ani de zile, dar care sunt proiecte noi acum care le avem. Proiecte noi, dacă nu știu la ce vă referiți. N-am primit solicitări până în acest moment pentru o participare financiară dedicată aceste zile. Dacă era, era și proiectul și sunt sigur că l-ați fi aprobat. Fiecare din articole 1, 2, 3, 4 a fost adoptat cu 19 voturi pentru, iar votul contra s-a obținut. Supun discuție punctul 5 al ordinii de zi și ridic pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HL numărul 29/2014 privind aprobarea funcțiilor publice și organigramei numărului de personal și statutului de funcție pentru aparatul de specialitate a primăriei municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate a Consiliului Local al municipiului Bacău. Da, deci periodic urmarea echilii acumulate în muncă, anumite persoane beneficiază de promovare în clase, gradații, motiv pentru care cu această ocazie trebuie să aprobăm și modificarea organigramei Consiliului Local. Suntem într-un asemenea caz când s-au acumulat echipe, anumite persoane îndeplinesc condițiile de promovare, au fost supuse unei examinări și astăzi urmează să acceptați sau să promovăm acest proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei Consiliului Local.
Vă mulțumesc. Există legalitate. Domnul Fantaza? Favorabil. Doamna Rotaru? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Păria? Favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Domnul Miclăuș? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Cine cineva? Având în vedere, fac precizarea că domnul Miclăuș aici în sală, avem 20 de consilieri în sală, astfel încât am 20 de voturi cu care s-a aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuții punctul 6 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL numărul 172 din 2017, prin care s-a aprobat în candidat și statul de funcție al Agenției de Dezvoltare Locală Banca Popor. Da, materialul ați avut la mapă. Suntem în aceeași situație ca la proiectul anterior, dar de această dată în cadrul unei direcții al Primăriei Bacău, Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, când, la fel, anumiți angajați beneficiază de promovare în grad profesional. Vă mulțumesc! Există aviz de legalitate. Domnul Fantaza? Aviz favorabil. Domnul Angel? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Păreianu? Aviz favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Miclăuș? Favorabil. Discuția asupra proiectului, dacă se. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 20 de voturi. A fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 7 al ordinii de zi și le invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 49 de familii din municipiul Bacău, care au obținut 50 de ani de căsătorie și care au depus cele însoțite de copii după acte dubitoare. Da, în cursul lunii trecute am participat la un asemenea eveniment de acordare diplomei de onoare și suma de 500 de lei familiilor care au 50 de ani de căsătorie. În acest moment s-au mai acumulat un număr de 49 de familii și propun, prin proiectul prezentat, să aprobăm și acestora aceste facilități și să le urăm o viață cât mai bună. Mulțumesc! Invit pe domnul secretar. Există aviz de legalitate. Domnul Fantaza. Aviz favorabil. Doamna Constinenea. Doamna Dragomir. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Miclăuș. Discuția asupra proiectului, dacă se. Poftiți, domnul consilier? O singură întrebare. Sunt de acord cu votarea proiectului, dar cum se împartă cu prevederile ordonanței 99/2016, acea ordonanță pe care executivul a invocat-o atunci când eu și colegii de la PNL am propus premierea elevilor? Atunci executivul a spus că premierea pe această ordonanță nu este posibilă, ci doar recompensare. Și vreau să știu poziția executivului și privirea la acest lucru. Mulțumesc. Mai știți o dată când am spus. Dacă mai țineți minte, atunci când am propus acel proiect cu premiera Elevilor, iar dumneavoastră, în explicație pe care mi l-ați acordat, mă rog, via telefon sau le-ați transmis domnului director al Direcției Juridice, ați spus că nu este posibilă premierea, pentru că este acea prevedere în ordonanța 99/2016 care interzice premierea. Corect. Personalului din cadrul instituțiilor. Corect. Elevii sunt personal din cadrul instituțiilor? Acum am întrebat să... Nu, interpelat, dumneavoastră trebuie să referi la... Corect. Și vreau să deci pensionarii nu sunt din cadrul instituțiilor. Da, vreau să știu dacă proiectul ăsta este în acord cu acea lege. Pentru că la pielegria... Domnul consilier, acest proiect ne aflăm în fața unei tradiții inaugurate de... Nu, să ne aflăm poate, să ne aflăm legea. De această cale... Dar nu se împacă, asta e greșit. Se împacă foarte bine, vă spun eu. E ok. Aveți acest proiect de legalitate. Nu aveți nicio problemă, puteți vota. E ok. Nu
eram curios că se tratează două proiecte diferite. Păi nu, unii elevi care beneficiază, într-un fel, intrinsec, de anumite finanțări de la Consiliul Local și statutul elevului specifică și face anumite precizări. Și cu ajutorul dumneavoastră am găsit atunci o portiță prin care să putem să dăm premii la elevi, care nu mai erau premii, ci erau recompense. Dar aici este vorba de o tradiție, iar acest cuvânt premiere este cu mai mult funcții onorific. Dar elevii sunt persoane ca instituție, că ați invocat atunci acel articol, asta vreau să știu. Da, acolo nu făcea prea mult conferențiere, să știți. Era pe cale de logică juridică, era vorba de anumit bani de care ar fi beneficiat acele persoane care făceau obiectul premierii. Deci, repet, școlile sunt instituții finanțate de la Consiliul Local. Pe cale de consecință pot fi tratate ca niște unități involvate într-un fel sau un altul. Și atunci, pentru a nu fi niciun fel de discuții, nici cu Curtea de Conturi, nici cu alte interpretări mai puțin sau mai mult restrictive, s-a găsit acea politică. Acum, în situația de față, totul este ok. Deci, elevii, practic, dar nu vorbim de elevi, vorbim de pensionari. Ca să știm pe viitor că... Păi când o să faceți un proiect cu elevi, o să vă răspund la elevi. Acum vorbim de pensionari. Dar s-a spus atunci, aș vrea să știu cum se facă acest proiect cu premierea. Păi am răspuns prin acordarea avizului de legalitate la, în concordanță cu statutul elevului. Am acordat recompensă. Am înțeles, o să le transmit și eu elevilor că sunt partea personalului instituției. Nu, aveți. Până la urmă ne-ați înțeles nimic, da? Dar nu, atunci acel proiect a fost respins pe această prevedere. Nu, acel proiect a fost respins. Așa spune analiz. Acel proiect a fost respins pe acel cuvânt de premier, care era în contextul faptului că legiuitorul a prevăzut ca o excepție că se pot acorda premii doar elevilor care au rezultate internaționale. Decurgând de asta vorbeam de un termen care o să înțelegeți mai târziu. Se cheamă logică juridică. Dacă vine legiuitorul și spune că există o excepție, înseamnă că acea excepție derogă de la o regulă. Și atunci nu trebuie să vină legiuitorul să spune se interzice să dați premii. Luma de excepție și regula generală este cea care nu este voie. Ați înțeles acum? Dar vă aștept după Consiliu și după vorbim... Pentru că scria recompense, era legal. Nu. Legiuitorul a folosit cuvântul premiere. Recompensa este un alt termen pe care legiuitorul îl folosește. Dar este un alt text normativ, dar nu îl folosește textul normativ care interzice. Ați înțeles? Da, să urmim. Vă mulțumesc mult, eram sigur. Aveam o speranță. Aveți rezultat? La proiectul numărul 7, fiecare din articolele 1, toate persoanele organizate, articolul 2, articolul 3, articolul 4 și articolul 5 au primit câte 20 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Suprăm discuție punctul 8 al ordinei de zi și le vin domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 151 din 2014 și a hotărârii Consiliului Local numărul 151 din 2014. Da, expunerea de motive la proiect. Deci, în anul 2014, deci vechea administrație a adoptat două hotărâri de Consiliul Local, 151 și 152, care presupuneau un parteneriat între municipiul Bacău și societatea For Children Baia Mare, care urma să aibă rezultat reabilitarea a patru clădiri identificate de către Direcția de Asistență Socială Bacău și acest proiect, deși municipiul Bacău, în calitate de partener al acestui proiect, a pus la dispoziție toate resursele necesare, proiectul nu a fost
nu a mai fost semnat și deci contractul de finanțare care se referea la o finanțare pe fonduri nerambursabile din motive independente de municipiul Bacău. Motiv pentru care astăzi trebuie să venim în fața dumneavoastră cu rugămintea de a vota abrogarea hotărârii Consiliului Local 151 și 152 din 2014. Deci, efectiv, obiectul contractului, obiectul parteneriatului nu mai există. Vă mulțumesc. Invit pe domnul secretar să-i prezinte avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Fantaza, disfavorabil. Doamna Pozinerea. Doamna Dimulescu. Doamna Dragomir. Favorabil. Domnul Părianu. Favorabil. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Miclăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului, dacă sunt. Rog pe domnul secretar să spună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Să pun discuție punctul 9 al ordinii de zi și invit domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea ponului imobil situat în Bulevard Punirii numărul 13, în domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul public al județului Bacău, declararea acestui pun de interes public județean. Da, de această dată, Consiliul Județean solicită Consiliul Local Bacău să li se pună la dispoziție un spațiu motivat de faptul că ei au o lipsă acută de spații și doresc și li se solicită prin această hotărâre trecerea bunului imobil situat în municipiul Bacău, strada Bulevardul Unirii numărul 13, din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău. Pentru cei mai puțin cunoscători, vă pot spune că acest spațiu este, de fapt, sediul fostei poliții locale a municipiului Bacău. Vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, ținând cont și, eu știu, și de dorința de a avea niște relații bune cu Consiliul Județean Bacău. În ultima perioadă noi mai avem asemenea colaborări, am avut asemenea colaborări, de exemplu, într-o clădire a noastră la permise, pașapoarte, care clădirea municipiului Bacău funcționează și la rândul nostru și noi le solicităm. Am beneficiat și noi un spațiu, au fost taxele și impozitele mele. Deci, consider acest parteneriat benefic pentru municipiul Bacău și în condițiile în care putem pune la dispoziție acel spațiu și să trecem din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău. Vă mulțumesc! Invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Fantaza. Aviz favorabil. Doamna Bartașu. Favorabil. Doamna Dragomir. Aviz favorabil. Domnul Corianu. Aviz favorabil. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Domnul Miclăuș. Discuția asupra proiectului. Poftiți, domnul consilier. Dacă susținem acest proiect, vreau să mă interesez atât dacă mai am tot solicitare de Consiliul Județean pentru sediul fostei biblioteci, dacă s-a finalizat acel demersa noastră. Este pe ordinea de zi. Este pe ordinea de zi acest lucru. Bine. Mulțumesc, consiliere. Nu. Vă poate răspunde doar administrator public fiind duși la întrebarea dumneavoastră. Da, s-au făcut demersurile și o să primim biblioteca. Biblioteca o să fie în patrimoniul din Bacău, primul de acolo semnitețea. Bine, mulțumesc. Rog pe domnul secretar să pună la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 10 al ordinii de zi. Și ne invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Casa Corpului de Italie, în vederea finanțării și realizării comune a proiectului profesorul la final de carieră. Da, a fost solicitat să fim parteneri în acest proiect, deci municipiul Bacău,
cu casa corpului didactic Violeta Văcaru, în vederea finanțării și realizării comuna proiectului profesorul la final de carieră. Bugetul total al evenimentului este de 19.939 de lei, din care propunerea de contribuție a municipiului Bacău pentru organizarea acestui eveniment constă în alocarea sumei de 7.900 de la bugetul local, reprezentând cheltuieli de achiziție a unor plachete pentru eveniment, precum și cheltuieli de publicitate. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul în forma propusă. Vă mulțumesc. Există aviz de egalitate. Domnul Fantanța? Aviz favorabil. Domnul Cendruș? Aviz favorabil. Domnul Șara Benedică? Favorabil. Domnul Calea? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Iucăuș? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Doamna Păsna, vă rog. Eu aș vrea să mulțumesc domnului profesor Leacu că s-a întors în mijlocul învățământului Băcăuar. Succes pe urmă! Mulțumim! Domnul Băzu? Da, e un proiect foarte bun care poate fi dezvoltat și vreau să cred că domnul secretar poate găsim soluția legală exact cum facem la pensionarii care la 50 de ani. Să găsim o recompensă, un premiu, o recompensă sau formă și material gănească pentru ce din ei educație, merită cu prisoții. Da. Dreptul de inițiativă va aparține unui consilier și cu tot sprijinul nostru, cred că vom reuși și sper să ducem la continuare. Sunteți pe sprijinul nostru. Rog pe domnul secretar să supună la tot proiectul de inițiativă. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține cineva? 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Să pun discuție punctul 1 și pe al ordinei de zi și remit domnul viceprimar să prezinte exprimarea de motive la proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea forțelor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău. Da, proiectul pe care îl propunem spre dezbatere și aprobare presupune încheierea unei convenții cu Societatea de Transport Public S.A. și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru asigurarea resurselor financiare din bugetul local în susținerea costului transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, începând cu data de 1 octombrie. Noi, eu știu, extindem ajutorul persoanelor, în primul rând a persoanelor pensionare, deci un ajutor venit și chiar am, vă propunem ca să crească acest barem. Până acum noi, aceste subvenții se acordau persoanelor care aveau un quantum de pensie, dar acum crește la și acordăm tuturor persoane a căror pensie este echivalentă sau mai mică cu 1206 lei brut. Beneficiari de carduri de călătorie pe traseu subvenționate până la valoare de 40 de lei pe lună cu TVA inclus. De această facilitate vor beneficia un număr de aproximativ 10.000 de pensionari din municipiul Bacău. De asemenea, avem în mijlocul nostru pe domnul director la transport public. Este? Care în acest moment a fost pe lista de invitați, dar trebuia la sfârșitul lunii septembrie să ne facă și o informare, avea o misiune de îndeplinit, mai exact, folosirea cardurilor, sau să vedem stadiul de eliberare a cardurilor, în vederea unei evidențe corecte a pensionarilor și a numărului de călătorii pe care le face pentru, eu știu, o corectă plată, pentru o corectă evidență solicitată în ședințele anterioare de către dumneavoastră.
Ce vă pot spune că procesul este în derulare, eliberarea cadrelor, se fac niște puncte stabilite de comun acord și poate, pe această temă, mai multe amănunte, poate, da, doamna director Fiferic, Direcția Asistență Socială, care este parte în acest proiect și ține legătura permanent cu societatea de transport public și cu categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate acordată de noi, Consiliul Local. Vă mulțumesc! Invit domnul secretar, avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Fardaza. Aviz favorabil. Doamna Păzânirea. Doamna Masiu. Doamna Dragomir. Aviz favorabil. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Mitlăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Optim, domnul Masiu. Mică corecție pentru început. Valoarea de 1206 lei era și până la ședința de astăzi. Nu se modifică plafonul, așa cum a spus în expunerea de motive de domnul viceprimar. Și astăzi intrăm într-o stare de normalitate și de legalitate, așa cum pe de o parte a solicitat Partidul Național Liberal în luna august a anului trecut și pe de altă parte a solicitat Curtea de Conturi a României în luna februarie sau martie a acestui an. Salutăm această decizie. Ne bucurăm foarte mult că începând cu luna octombrie Primăria Municipiului Bacău nu va mai plăti decât acele servicii efectiv prestate de către transportator. Este un lucru bun. Este totuși de menționat faptul că dispare noțiunea de abonament, așa cum bine ați observat. În locul abonamentului de 40 de lei cu care pensionarii puteau călători pe un traseu ori de câte ori doreau, astăzi avem noțiunea de 20 de călătorii în loc de abonament, iar diferența va fi suportată de către transport public. Personal aș fi fost mai confortabil cu noțiunea de abonament pentru că nu reușesc să înțeleg ce înseamnă că diferența va fi suportată de către transport public, contabilicește vorbind. Sper că nu ne vom face datori pe deasupra la această societate. Și pe de altă parte așteptăm cu interes prima factură pentru a vedea care este de fapt valoarea reală a acestor servicii prestate. Profit de prezența doamnei director și aș dori să mă întreb în ce măsură crede că același lucru pe care îl facem astăzi pentru pensionari este posibil să îl facem pe de o parte pentru ele, care beneficiază la fel de astfel de subvenții, și pe de altă parte chiar și în legătură cu persoanele cu handicap grav, acele 1000 de abonamente valabile pe toate traseele. Știu că există niște legitimații tip emise de către Agenția Națională pentru Persoane cu Handicap, dar totuși, și în legătură cu aceste persoane, în măsura în care ele nu beneficiază de servicii de transport, în ce măsură am putea implementa un sistem asemănător? Vă mulțumesc. Pentru elevii, am înțeles de la transport public, este în regulare procesul de tipărirea cardurilor pentru că ea fi sau interesat acesta pentru pensionare, este gata. Ce pot să vă spun este că mai sunt pensionari care trebuie să prezinteți și ce cardurile. Cardurile sunt tipărite, deocamdată sunt la noi, de la întâmplombie, le vom preda procedurile de transport și pensionarii le vor găsi la ghișei. Pentru persoanele cu handicap, există legea 448, da. Există o legitimație TIC care este distribuită prin direcția. De la contabilitate, direcție economică. Nu putem să vădăm acum. Da, colega a răspuns. Acum transportul public lucrează la aceste noi echipamente și pentru ele. Tot direcția de asta. N-are treabă cu ele. Bine, nu are treabă, dar au spus colega, dar acum transportul public se ocupă de aceste... Bine, problema nu e de cine tipărește abonamentele, ci problema e de la ce dată, prin
manifestate în baza situațiilor prezentate de către transport public și nici măcar nu cred că e chestie de contabilitate. Și sunt convins că un domn dintre cei doi viceprimari ne poate spune, așa cum de la 2 octombrie e valabil pentru pensionare, așa cum de la 1 septembrie a început o perioadă de probă, de acomodare, de o lună, să ne spună și în legătură cu elevii, nu știu, anul ăsta, la anul, cam, când estimează că o să plătim, cât face și nu cât plătim astăzi. Da, domnul Ocozit, exact în momentul în care Societatea Transport Public finalizează această investiție, care e destul de costisitoare și oarecum de durată, trebuie să modificate toate autobuzele. Ei au avut termen, regret că nu-i domnul director, dar vor lua legătura cu el și complet. Deci în momentul când s-a finalizat investiția, intră în vigoare acea solicitare. Dacă nu mai sunt discuții, dacă permiteți la acest punct, mă voi abține, existând relații contractuale cu acest pe ceva. Domnul secretar, vă rog. Luați act de faptul că domnul Șova s-a abținut. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Șova? 19 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Supun discuție punctul 12 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închiriere și modificări în HL 264 din 2017. Da, practic, proiectul de hotărâre este o continuare a inițiativei actualei administrații de a face niște verificări la locuințele de tip ANL și locuințele sociale și a vedea starea de fapt la zi. Procedura a fost oarecum de lungă durată, câteva luni, dar rezultatele au fost destul de, considerăm, destul de relevante. S-au identificat peste 100 de locuințe tip ANL care, odată repartizate sau în timp după repartizare, beneficiarii nu mai îndeplineau condițiile. Aceste cazuri au fost aduse în fața Comisiei Sociale, din care fac parte mai mulți consilieri. Mi se pare că a fost o analiză destul de corectă, transparentă și s-a solicitat foștilor proprietari să elibereze locuințele și să le punem la dispoziție altor persoane care îndeplinesc condiții să beneficieze de locuințe. Noi, în cursul lunii iulie, am repartizat 104 asemenea locuințe. Acum, la următoarele verificări, am mai identificat și altele. Dar, din cei care îndeplineau condiții, nu s-au prezentat toți ca să reconfirme dreptul de a beneficia de acest drept. Motiv pentru care, la ultima ședință a Comisiei, special constituite în acest sens, s-au mai identificat un număr de 27 de unități locative vacante și noi vom continua repartiția de la poziția de pe lista rămasă disponibilă. Deci, practic, vor beneficia de acest drept un număr de 27 de familii, persoane, în funcție de punctajul și de poziția pe lista inițială. Deci nu e vorba de locuințe noi, este vorba doar de o relocare a celor existente. Vă mulțumesc. Există aviz de legalitate. Domnul Fantaza. Aviz favorabil. Doamna Bartașu. Favorabil. Doamna Dragomir. Favorabil. Domnul Fărianu. Aviz favorabil. Domnul Gherasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Miclăruș. Discuția asupra proiectului, dacă sunt. Se trece la procedura de vot secret. Supun discuții punctul 13 al ordinii de zi și ne invit domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre
Privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza proiect tehnic la obiectivul construirea strada Corbului, municipiul Bacău. Domnule președinte, doamnelor și domnul consilier, vă rog să permiteți să abordați proiectul 13 și 14, deoarece în expunerea de motive au același obiect. Mai exact, ne apropiem de finalizarea documentației în vederea modernizării, mai exact construirii a două străzi. Este vorba de strada Corbului și Poet Cârlova. Motiv pentru care supun atenției dumneavoastră aprobarea documentației tehnico-economice, baza proiect tehnic, la cele două obiective. Punctul 13 și 14. Deci punctul 13, strada Corbului, punctul 14, aceeași situație, deci tot documentația pentru strada Poet Cârlova. Există legalitate pentru ambele proiecte, respectiv 13 și 14. Domnul Fantaza? Disfavorabil la ambele proiecte. Domnul Mateuț? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil pentru am două proiecte, domnul Mateuț, da? Sigur. Vă mulțumesc. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Brăianu? Favorabil. Domnul Miclăuș? Favorabil. Dacă sunt discuții asupra celor două proiecte, poftiți, domnul președinte. Da, menționez că am studiat cu mare atenție cele două documentații propuse și n-am găsit mențiuni vis-a-vis de adaptarea spațiului urban la nevoile persoanelor cu dizabilități locomotorii și aș dori să aduc aminte executivului că există un normativ în vigoare care obligă municipalitatea, practic, să adapteze viitoarele trotuare la nevoile acestor persoane. Și vreau să-l întreb pe domnul Mateuț dacă în proiect apar aceste mențiuni, pentru că nu le-am văzut, s-ar putea, nu știu, să nu mă fi uitat eu cu atenție, și dacă nu, dacă acestea vor fi integrate în proiect. Mulțumesc. Toate proiecte pe care le vom derula vor fi proiectate și realizate în avantajele acestea vom interesa de la fiecare intersecție de stradă sau. Mulțumesc! Rog pe domnul secretar să supună la vot ambele proiecte de hotărâre. Supunem la vot proiectele 13 și 14. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi au fost aprobate cele două proiecte, 13 și 14. Supun discuție punctul 15 la ordine de zi și repede domnul viceprimar Ștefan Daniel Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii domnului Corlateanu Florin de extinderea spațiului de locuit. Da, mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de o locuință din fondul locativ de stat care aparține municipiului Bacău, cu casă naționalizată. Domnul Bărădeanu Florin locuiește deja acolo și mai solicită încă 25 de metri pătrați în același imobil. În Comisia Socială din data de 14.06.2017 s-a aprobat solicitarea domnului Bărădeanu pentru extinderea spațiului de locuit pe spațiul locativ deținut de domnul Sabi Dumitru. Vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc! Domnul secretar de ieșit. Domnul Fartaz, aveți de legalitate? Există aviz de legalitate? Există secretar, aviz de legalitate. Există aviz de legalitate. Doamna Bardașu? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Păriamu? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Miclăuș? Favorabil. Discuția asupra proiectului, dacă zic? Se trece la procedura de vot secret. Supun discuție punctul 16 la ordinea de zi și repede de domnul consilier Petre Mircea să prezinte extinderea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri ce vizează transparentizarea cetățenilor de asocierea
care mă discup acolo este parte. Vă mulțumesc, domnule președinte, ședință. Mulțumesc, consilieri. Așa cum bine a spus și domnul primar în campania electorală, și cum au spus toți candidații de altfel la funcția de primar în campania electorală, una dintre prioritățile fiecărui candidat a fost transparența în actul administrativ. Dincolo de avizul nefavorabil pe care l-am primit de la anumite comisii, de la compartimentul de resort și nu numai, esența acestui proiect e una foarte simplă, și anume, în cazul acestor asocieri, pe care le avem în fiecare zi, la fiecare ședință, pe ordinea de zi. Atunci când primăria municipiului Bacău finanțează anumite activități, cred că nu e niciun secret că respectivii bani publici care ajung în fondul acelor asociații sau fundații să fie justificați la vedere. Cu alte cuvinte, dacă au cumpărat scenă sau au închiriat o scenă, nu cred că e vreun secret să află de la ce firmă s-a închiriat respectiva scenă. Sau dacă au chemat niște artiști să încânte urechile bărcăoarelor, nu cred că e vreun secret să știm cât a costat și de la ce firmă s-au tocmit acei artiști. Sau dacă se cumpără materiale promoționale, laptopuri și știu eu ce alte cheltuieli există în fiecare buget, părerea mea sinceră e că nu avem nimic de ascuns, dragi consilieri. Îmi spune foarte frumos domnul administrator public din Ruș că nu e nevoie să știm aceste cheltuieli pentru că deja se publică pe site-ul municipiului lista cheltuielilor zilnice. Însă, pe site, dacă te uiți, afli că a dat primăria municipiului Bacău X lei către o asociație, dar site-ul municipiului nu spune mai departe asociația respectivă ce a făcut cu banii. La fel mai spune foarte bine domnul administrator public că îi se aduc la cunoștință Consiliului Local lista cheltuielilor ce urmează a fi efectuate la nivel de buget. Dar asta nu înseamnă că acele cheltuieli vor fi efectiv făcute și asta nu înseamnă că noi deja știm și de unde și cu ce preț se cumpără. Și doar avem un buget estimativ scris înaintea semnării contractului de asociere și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, îmi spune administratul public, domnul Chindruș, că aceste contracte nefiind cuprinse, în aceste contracte nefiind cuprinse clauze suspensive de executare, de genul celor propuse, nu poate aviza proiectul. Și atunci, sunt inclusiv de acord, stimați consilieri și domnilor din executiv, să reformulez printr-un amendament acest proiect și să spun că nu se va opri la plată până la publicarea pe site-ul municipiului, ci pur și simplu că primăria municipiului Bacău va publica pe site-ul propriu aceste cheltuieli, pentru că nu are nimic de ascuns. În acest sens, domnule secretar, să-mi spuneți când pot reformula proiectul de hotărâre, în sensul în care să nu condiționez plata acestor cheltuieli, ci pur și simplu să le afișeze primăria. Mi-ați produs o supărare maximă. Mă regret la mai când am putut să vă dau acțiune legalitate cu proiectul ăsta. Motivul mai e nevoie să anunți de ce? Cred că putem câștiga timp. Dar pentru lămurirea celorlalți consilieri am obligația să o fac, pentru că nu se interpreta ca o reacțiunță. Există un articol în codul civil, articolul 1270, care spune foarte clar că acele convenții care sunt legal încheiate au putere de lege între părțile contractante și că absolut nimeni, nici măcar instanța de judecată, nu poate modifica acele termene, astfel încât un astfel de proiect în care se modifice niște relații contractuale este ilegal. Mai mult decât atât, pentru convențiile deja încheiate. Pentru, din punctul meu de vedere, pentru toate lucrurile. Normal, pentru convențiile deja încheiate. Dar mai trebuie să luăm act că există o lege 52 a transparenței care obligă instituțiile publice
la niște condiții foarte clare de transparență și niște care trebuie să le îndeplinească. Ori dumneavoastră veniți și adăugați la lege. Ați putea face un proiect de hotărâre, de exemplu, prin care să rugați asociațiile care să-și spună pe site-ul lor. Nu știu ce să vă spun. Rămâne să stăm de vorbă, să ne consolidăm. Aveți tot sprijinul meu. Domnul secretar, colegul meu a venit cu o propunere de amendament în sensul ce a spus dumneavoastră, de a nu condiționa plata dacă se afișează. Păi n-am auzit amendamentul. Am dat-o state. Domnul, o zis să vă ajut să formuleze, nu ați zis amendamentul. Are amendamentul, dacă vă rog să fiți atenți. Nu a spus n-a spus nimic de amendament. Am întrebat când pot formula amendament. Asta era întrebarea. Modificăm articolul 1 și sună în felul următor. În cazul asocierilor între municipiul Bacău și alte persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, primăria municipiului Bacău va publica aceste cheltuieli pe site-ul www.municipiulbacau.ro, fără să condiționăm la plată, pur și simplu când le are, pentru că sunt sigur că le va avea la un moment dat, să le pună pe site în secțiunea transparență. Aș dori dacă sunteți de acord să supunem la vot, doamne. Eu n-am înțeles. Ce vreți? Deci plățile cui? Deci noi oricum le punem. Faptul că noi dăm acolo sumele de bani care s-au venit de parteneriatului, noi le punem. Domnul secretar, eu sunt convins că dumneavoastră ați înțeles, dar mai explic o dată. Păi nu, pe dragă conversație. Eu mă uit. La decontare, când vă vin, da, vă vin niște facturi și niște bonuri fiscale, probabil. Care coincid cu bugetul. Aprobare care coincid sau nu cu bugetul. Care coincid sau nu cu bugetul, în sensul în care nu există sau nu. Ele pot fi și mai mici, probabil, dacă nu are. Există sau nu. Eu repet, dumneavoastră când aprobați parteneriatul, aprobați un buget. În acel buget sunt aprobate cheltuielile, toate, defalcate, detaliate, pe obiect. Dumneavoastră acum veniți așa și spuneți. După ce noi, Consiliul Local, am aprobat odată parteneriatul, bugetul aferent, în care da, se detaliază... Vrem să știm și unde se duc bani, da? Păi se duc la asociație. Nu, după ce se duc la asociație, să vedem pe urmă unde se duc. Dar eu cred că ați aprobat mai multe parteneriate,
mod cert și ați fost atent și ați aprobat și ați văzut acolo că un buget nu are o singură factură, ci are o grămadă de furnizori și o grămadă de facturi. Deci dacă o gândim la modul foarte limitat, cum spuneți dumneavoastră, că există o singură factură, vă promit eu că o scanez eu și o pun pe site. Mă ocup eu personal. Dar, repet, cheltuielile care dumneavoastră vă interesează atât de mult, le-ați aprobat prin hotărârea în care ați aprobat parteneriatul. Deci știți foarte bine, cheltuielile aferente municipiului Bacău, aferente municipiului Bacău, sunt publicate pe site. Acele cheltuieli pe care dumneavoastră le spune dumneavoastră sunt cheltuielile asociației. Eu, pe care municipiul le plătește din bani publici. Nu toate. Deci, păi, vorbim de parteneriat. Deci, municipiul Bacău vine cu o sumă care de obicei reprezintă un procent mult mai mic decât cel care vine în parteneriat. Mai mic sau mai mare? Domnul secretar, ca să concluzionăm. Băcăuanii ar putea să știe, nu e vreun secret unde se duc banii lor, dar n-are cine să facă chestia asta în primărie, am înțeles bine până acum, că ar fi un volum mare de muncă. Nu, eu v-aș întreba altceva. Care e temeiul legal în care dumneavoastră să solicitați acest lucru? Pentru că temeiul legal trebuie să-l invocați dumneavoastră. Deci puneți-mi o lege pe care dumneavoastră o puteți invoca, pentru că hotărârile Consiliului Local se emit în baza legii. Și atunci, vă întreb, care este temeiul legal invocat de dumneavoastră care să stea la baza acestui proiect transformat în amendament? Temeiul legal? Da, temeiul legal. Este faptul că nicio lege din această rată nu interzice acest lucru. Și așa cum bine știți, domnul secretar, câte vreme nicio lege nu interzice ceva. Repet. Asta înseamnă că acel lucru este permis. Repet. Hotărârile de Consiliul Local se emit în baza executării legilor. Domnul secretar, dacă acest proiect de hotărâre va trece și e cea mai mică problemă cu el, eu sunt sigur că prefectul județului Bacău și instanța de contencios va putea dispune că acest proiect este ilegal și el nu trebuie să producă efecte. Dar noi astăzi luăm o decizie politică și întreb încă o dată. E vreun secret cu aceste facturi și cu aceste contracte plătite din bani publici? Pentru că nu înțeleg dacă e sau nu. Domnul Fechec, nu vă supărat, dar aveți un secret în faptul că... Vă rog frumos, lăsați-mă dacă ești mai ales cu această inițiativă, n-ați avut această idee, n-ați susținut o dată negație. Care-i secretul? În 12 ani nu ați doi lăgat ceva. Sau nu aveți această idee? Dacă principiul dumneavoastră ar fi corect, ar însemna automat că nu contează dacă proiectul este bun. Acum aveți o revelație dintr-o dată. Dragi consilieri, încă o dată spun, eu cred că noi aici legiferăm spre binele cetățeanului și eu cred că e foarte important ce scrie într-un astfel de proiect de hotărâre și mai puțin important cine îl inițiază. Pentru că putea să-l inițieze oricine de la această masă și dacă vreți, eu renunț la calitate de inițiator și să-l inițieze cine vrea. Dar vă întreb încă o dată, dincolo de ce s-a întâmplat în 12 ani, pentru că nu s-au făcut atâtea asocieri în 12 ani, cât s-au făcut într-un an acum. Și n-am auzit niciodată, nici că se dau prea mulți bani la astfel de asocieri, nici că sunt cofinanțări foarte mari din partea primării. S-au luat foarte mult. Și vă mai întreb încă o dată. Domnul secret în legătură cu aceste cheltuieli domnilor consilieri locali, pentru că dacă dumneavoastră considerați că e în secret, nu aveți decât să votați împotrivă. Dacă dumneavoastră considerați că băcăuanii au dreptul să știe pe ce se duc bani publici din taxele și impozitele lor și să pună primăria pe site aceste cheltuieli, nu aveți decât să votați pentru. E mai puțin important cine inițiază. Totul este, nu ne bate nici pe inițiere, nu este niciun secret, totul este afișat pe site cu transparență de impact. Puteți să ne arătați și mie pe site unde se duc banii de la asociație? Dar e problema asociației, domnul Fechec. Domnul Fechec, dar până la urmă eu n-am înțeles ce vreți dumneavoastră. Vreți o consultație? Vreți să ridic
ridicat un amendament, eu n-am înțeles. Colegii mei spun ce deci a propus să vot domnul secretar un amendament. A, și vă mai spun. Deci asta e ca acest amendament al dumneavoastră, care de fapt nu e un amendament, ci transformă tot proiectul de hotărâre, că nu aduce numai o mică modificare. Amendamentul înseamnă că ne facem adelugiri pe completări. Deci domnul președinte rugați să ridice la vot, să pună la vot amendamentul dumneavoastră, da? Asta să înțeleg, e rugămintea. Domnul Feche. Da, domnul secretar, l-am spus amendamentul și aștept să puneți la vot. Așa, pe asta vreau, domnul Feche. Domnul secretar, vă rog, supuneți la vot amendamentul ăsta, domnului consilier. Am înțeles. Supunem la vot amendamentul domnului Feche. Cine este fermă? Doamna 6. 6 ferme. Cine s-a ținut? 14. 14. Nu a fost aprobat amendamentul. Acum amendamentul nu a fost aprobat, dar acum trebuie să supun la vot proiectul dumneavoastră de hotărâre pentru care nu am dat aviz de motivele invocate. Punem la vot proiectul de hotărâre în formă inițială. Cine este pentru? Păi n-am specificat. Este cineva împotrivă? S-abține cineva? 14 abține. 15 chiar cu două semnii de acolo. Da? Domnul... Vreau să precizez faptul că o să facem altfel. Așa. O să cerem pe 544 toate facturile. Și atunci o să aveți. Și atunci o să aveți. Și atunci o să aveți de muncă și o să ne expunem public. Deci, dacă sunt 544 răspunse toate pe tema aceasta. Perfect, înseamnă că o să le pun. Da, de asta vă spun. Perfect. Le puteți publica pe site. Perfect, de grupa mică. Dacă să acasă, că nu mai ca să puteți să reparte aici unor chichițe legislative ca să nu oferiți pe comanilor informații. Nu ce-a fost de la panicul așa ca totul aici. Domnul Ochinghe, pe lui. Haideți să vă spun vă rog părerea mea, ca tehnician. În primul rând, de momentul când veți face acele solicitări pe 544, țineți cont că nu noi facem acele cheltuieli. Este un paragraf în legea 544, că dacă vinde competența mea, pentru că nu eu fac, o să vă trimit la asociație. Da, eu vă ofer o altă soluție, domnilor, mult mai elegantă și care tocmai să vă pună în valoare inițiativele. În momentul în care facem decontările, îl invităm pe domnul Pechet, care tocmai și-a exprimat disponibilitatea, vine frumos, scanează tot ce înseamnă facturi și le pune pe Facebook-ul dumneavoastră. Și atunci, în primul rând, acesta face parte și din munca de consilier local în scopul comunității și în favoarea comunității și aduce la cunoștința cetățenilor acest lucru, noi îi dăm tot concursul și toată colaborarea, punându-i la dispoziție documentația și eu sunt sigur că toată lumea va fi mulțumită. Inclusiv domnul Fechet, care își va vedea inițiativa pusă în practică, atât noi care vom da dovadă de transparență și cetățenii municipiului Bacău care vor afla aceste informații. Felicitări și rugămintea mea să dați și share, da? Fiți sigur de asta. Vă mulțumesc mult. Supun discuție punctul 17 al ordinii de zi și ridic pe domnul consilier Pechet să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 311 din 2014 de aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice cu strigare de închiriere a spațiilor și amplasamentelor proprietate în Consiliul Local al Municipiului Bacău. Vă mulțumesc. Unde? Apoi? Da. În fața să revin puțin la proiectul inițial. Am spus mai cât sunt pentru, n-am spus diferența. Domnul Sevidiacono s-a abținut și el, din câte am văzut, nu? La proiect, deci am avut 5 voturi pentru și 7 pentru și 13 abține, nu? Da. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul Feger.
În acest proiect de hotărâre, prin care se modifică o hotărâre mai veche de Consiliul Local care reglementează aceste licitații, în puține cuvinte, pentru ca să nu lungesc foarte tare, dorim următoarele lucruri. În primul rând, eliminarea taxelor de participare la licitațiile cu strigare pentru spațiile comerciale. Consider că, în lipsa unei astfel de taxe, reglementată de taxele și impozitele locale, așa cum au fost ele adoptate în luna decembrie anului 2016, o taxă născocită de către noi, în afara acestui proiect de hotărâre, este neoportună. În afară de această taxă, așa cum am mai spus și în alte ședințe de Consiliu Local, mi se pare absolut halucinant, în anul 2017, să pretinzi încă bani pe caietele de sarcini, așa cum se întâmpla în anii 2000 sau în anii 90, când aceste caiete de sarcini se plătea cineva la mașină. Și cred că am putea accepta că nu e nevoie să plătim 5 milioane, 3 milioane, 2 milioane pe un caiet de sarcini, ci am putea să publicăm pe site-ul municipiului, dacă tot vorbim de transparență, așa cum am vorbit și un proiect în urmă, unde ofertanții să fie liberi să și-l descarce și să vină cu el semnat, asumat, pentru ca să nu avem alte discuții. În legătură cu garanția de participare, care este excesiv de mare în anumite situații, depășind și cuantumul sumei de 8.000 de lei, fapt care, în opinia mea și a colegilor mei, ar putea îngrădi și ar putea descuraja participarea la aceste proceduri de închiriere. Dorința noastră este să o plafonăm la suma de 500 de lei sau, dacă cineva o consideră prea mică, evident că suntem flexibili în legătură cu această sumă. Asta nu se negocia. Bineînțeles că ne dorim foarte mult, așa cum am spus și mai devreme, transparentizarea acestor contracte. Din nou, nu cred că e vreun secret ca Primăria Municipiului Bacău, după ce încheie un astfel de contract de închiriere, să publice acest contract într-o secțiune din informații, pentru ca orice cetățean interesat să poată vedea în legătură cu un anumit spațiu comercial deținut de către primărie, cine l-a închiriat, cu ce bani și așa mai departe. Pe scurt, cam astea ar fi motivele pentru care dorim să modificăm acest proiect de hotărâre. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc. Domnul secretar, să prezinte avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Fantaza. Există avizul de legalitate. Domnul Cusuriu. Domnul Doamna Dragomir. Domnul Brăgheanu. Domnul Gerasim. Domnul Stan, domnul Miclăuș, discuția asupra proiectului, dacă țin. Da, 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 am spus avizul. Păi n-ați auzit avizul. Credeți că deja trebuie înainte și n-a auzit niciun aviz. Haideți să repetăm procedura de referire avizului, pentru că n-am. I-a spus domnul Miclăuș. Nu, dar n-am auzit avizul de celebar. N-au fost niciun aviz spus. Dar nu l-am auzit, pur și simplu. Îmi pare rău. Hai, repetăm, domnul Fantaza. Există aviz de legalitate. Domnul Busuio. Nefavorabil. Motivat că, la nivel de țară, toate pieții practică aceeași. La nivel de țară, toate pieții practică aceeași. Se schimbă microfonul. Sunt garanții destul de mari. Chiar că o dăm la subiect, avem 20.000 de 200 milioane de lei. Noi la chiar sunt ce mori. În afară trebuie să aducăm oameni cu licitațiile. Știm prin ce trec și îmi iau o masă să vă spați la licitații, vine și de, nu știu cât, stă lucrul sau două și ia la licitații, numai procedura care să o facem. Am un stagiar, am un tor oficial și la dar ce trebuie. Am lucrări de primărie. Lasă mă gândesc. Nu la... Și nu știu ce sume așa de mari să bani, să fie așa. Că prin pirea cu spate, piață, mărite la piață. Trise, cred. Și cu tine, cu totul, m-ar fi și amătut și o rând, despre ce trebuie să sunt. Și un caiet, ți-a făcut ceva la 100.000 de bani. Și banii la primărie, vorba, nu în legătură cu acest fapt, trebuie să recunosc și apreciez că există și niște exemple din țară. Bine scrie în proiectul de hotărâre că mai scump decât la noi,
e în municipiul Săcele, în municipiul Brăila și îmi pare bine că atunci când ne convine să dăm exemple, dăm Clujul, dăm Aradul, dăm Timișoara, când suntem în cealaltă extremă, dăm și noi Brăila, Săcele, dăm ce găsim. Că la Cluj e online se întâmplă aceste lucruri, domnule viceprimar. Doamna Dragomir, avizul de legalitate, vă rog. Comisie. Domnul Brianu. Aviz favorabil. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Miclăuș. Cu un vot pentru, din păcate, este nefavorabil. Discuția asupra proiectului, dacă mai sunt. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul. Domnul Scripăți, are cuvânt. Domnul consilier, eu, în primul rând, regret că domnul Fiechet a atras o capcană și ceilalți consilieri PNR, care cât de cât au câte o afacere. Domnul Fiechet a dat cu politica înainte, dar din punct de vedere administrativ, e zero. Domnul Fiechet nu a înțeles nici până acum că noi ne coordonăm după niște legi. Codul fiscal, legea achizițiilor publice, hotărâri de Consiliul Local. Dânsul trăiește în altă lume. Ba mai mult decât atât și a permis să dea pe un, să dea pe un site, și chiar vă citesc, pe o pagină de Facebook, cu altul cu garanții de participare a fost stabilit de viceprimarul Scribăț la 8.200 de lei. Concluzia că pe 10 august a fost licitația și nu s-a prezentat 10... Primăria nu s-a prezentat, zero ofertați. Primăria în foame de bani, pornită să jupuiască mediul privat. Domnule consilier, în ce lume trăiți? Deci noi, în organizarea licitațiilor, mergem pe, pe o hotărâre de Consiliul Local, adoptată... Domnule, dar la garanția de 1.900 de lei, puteți să spuneți câți participanți au fost? Că în primul rând, nu știu unde ați văzut dumneavoastră. Mă lăsați? Vă respect, respectați-mă. Ce spuneți dumneavoastră niște aberații? Veniți cu niște aberații, domnule. Nu are legătura. Păi noi până la urmă aplicăm niște taxe. Aceste taxe, în organizarea licitațiilor, este o hotărâre de Consiliul Local, care mi se pare corectă, concretă, din 2014. Când aveați primar, viceprimar, mașină din vot în Consiliul Local. Ce nu vă convine acum? Ce veniți dumneavoastră și nu știu cum folosesc un cuvânt mai dur, ați împărtigat și ceilalți consilieri. Cum să punem noi în aplicare? Și citesc. Posibilitatea ofertaților de a depune declarații pe proprie răspundere privind condițiile de participare la licitație, urmând a aduce efectiv documentele doar în situația în care vor fi câștigători. Domnul Fechet, știți ce înseamnă asta? Păi noi când... Deci eu ofer un spațiu ofertantului, nu și garanția afacerii. Eu fac o selecție a ofertanților, să vedem. Certificatul constatator de la Registrul Comerțului, există societatea aia. Are codul CAEM? Are un certificat fiscal de la primărie? Ce spuneți dumneavoastră? Probabil mergeți din apucăturile unui șef, prescrieți și plătesc pe urmă. Nu știu, un lider al PNR-ului. Realizați ce vreți dumneavoastră să facem? Cine credeți, mă, cred gogocele astea? Ați fost acolo, vreți transparență în spații? Vă întreb eu, cum ați dat acel, ați desfințat un careu din piața centrală, destinată legumilor și fructelor, și ați făcut o pescărie? Puteți să răspundeți ce ați respectat dumneavoastră atunci? Cum v-ați permis, ca urmare a judecării unei licitații, prin care se încheie un contract de închiriere pe un an, cu posibilități prin act adițional să-l prelungiți, ați încheiat la o societate pe o perioadă de 10 ani? Ce lege s-a făcut dumneavoastră la urmă? Vorbiți de transparență. La o societate? Poftim? Da. Fără acordul locatarului. Ce vreți dumneavoastră să demonstrați acum? Cine cereți nouă transparență? Ați dat dovadă de transparență? De unde aberațiile? De unde născociile astea? Credeți că o să treacă vreodată un asemenea proiect? Credeți că o să primească un aviz de legalitate, de la juridic, de la economic? Are aviz de legalitate. Aici ce-ați dat dumneavoastră? Da? Domnul secretar, încerc scuze, puteți să-i mai spuneți la ureche domnului viceprimar dacă are aviz de legalitate? Și în primul rând dumneavoastră aici ce ați prezentat? Ce ați prezentat? Aspectele ridicate de domnul viceprimar s-ar putea ca în momentul când
la prefectură, să facem anumite păi ce prefect, ce prefect va accepta o asemenea hotărâre, domnul Feche? Ce vreți să demonstrați? Cât de loial sunteți și cum ajutați bătăuarii? Ce ați vrea? Să vin în spațiu, un spațiu public al lui Bacău degeaba? Vă e frică că rămânem cu ele goale? Nu! N-ați acceptat licitații. Licitațiile sunt corecte, sunt transparente, sunt după niște, eu știu, niște reguli clare, așa că nu mai încercați cu din astea. Vă apucăm eu la Băcăoare, hai să vină degeaba. Și toți să plătească aceeași taxă. Poate confundați un spațiu de 3 metri cu unul de 300 de metri, vreți aceeași taxă. Și dacă se poate, să le plătească după 5 ani, dacă merge sau nu afacere. Trăiți în altă lume. Vă mulțumesc! Cred că sunt dator cu niște explicații. Bănuiesc că toți de la această masă înțelegem ce înseamnă declarația pe proprie răspundere sub sancțiunea unui fals. Nu știu de ce îi se pare domnului viceprimar atât de complicat sau imposibil chiar, ca în situația în care participă 10 firme la o licitație, într-o primă fază, până la desemnarea câștigătorului, să nu fie nevoiți toți 10 să aducă certificat fiscal de la primărie că n-are datorii, să aducă certificat fiscal de la finanțe că n-are datorii, să meargă la Registrul Comerțului, să-și scoată de acolo hârtie, că nu se află în insolvență sau în reorganizare judiciară, să vină cu certificat constatator pentru ca să vedem exact cu ce se ocupă. Ei pot da o declarație pe proprie răspundere când definesc toate acele solicitări din caietul de sarcini, urmând ca în situația în care cineva câștigă acel spațiu, doar respectiva firmă să umple pe drumuri câte zile e nevoie și să aducă și certificat fiscal și de la primărie, și de la finanțe, și de la Registrul Comerțului și toate acele acte de care primăria municipiului Bacău are nevoie ca să încheie acest contract. Nu e nicio nenorocire. Aceste lucruri se întâmplă din 2006, de 11 ani, în materia achizițiilor publice. Astăzi, mai nou, ele se depun online, nici măcar nu se mai trimit nici declarațiile pe proprie răspundere, nu se mai trimit în format fizic, ci se înscriu online, direct în SEA. Iar dacă tot ați amintit de legislația în materia achizițiilor publice, domnule viceprimar, ea începe la articolul 3, spunând că se exceptează de la această legislație achiziția și închirierea de bunuri imobile, la care se referă și proiectul nostru de hotărâre. Deci, în mod greșit, mi-ați dat de exemplu această lege. Eu, în continuare, mă bazez pe bunăvoința consilierilor, accept faptul că acest proiect de hotărâre a fost inițiat și votat în anul 2014, când e adevărat că liberalii conduceau această primărie, dar repet ceea ce am spus și mai devreme. Este foarte puțin important cine inițiază. Și este total greșit să punem problema într-o manieră de ce nu ați făcut voi când erați la putere, când de fapt important e proiectul în sine. Și anume, dacă avem nevoie să simplificăm aceste proceduri, dacă avem nevoie să le transparentizăm sau nu, și mai puțin important ce au făcut alții când au făcut. Vă mulțumesc foarte mult! Fără să fiu în sală, știu ce ați spus. Numai că acea problemă care ați ridicat-o dumneavoastră cu declarația pe proprie răspundere ar putea fi luată în considerare din un viitor puțin mai îndepărtat din motive practice. Și domnul Busuioc v-ar putea da numărate exemple, nenumărate, de licitații trucate, de licitații la care s-au prezentat unii pentru a-i ajuta pe alții sau pentru a-i dezavantaja pe alții. Ori dumneavoastră solicitați doar o simplă declarație pe proprie răspundere. Avem o licitație la care, să zicem, un caz tipic și simplu din piață. O piață într-o zonă, un loc într-o zonă centrală a pieței, în care vin trei candidați, trei oameni care vor să liciteze și dumneavoastră creați obligativitatea ca numai unul dintre ei, respectiv numai dacă câștigă cumva săracul, să vină cu acele acte împovărătoare.
luați în calcul că s-ar putea ca ceilalți doi să nu îndeplinească condițiile și ca cei doi, de fapt, să vină numai ca asistenți personali, în pro sau în contra celui care, și atunci nu ne-a mai aflat în fața unei licitații, domnul Fechet. Pentru că, din punctul meu de vedere, sunt de acord cu acea declarație pe proprie răspundere, dar cum facem dovada că ei, la doi care au pierdut, aveau dreptul și îndeplineau condițiile pentru ca acea licitație să fie legală. Pentru că, în momentul în care participă numai unul, mai putem vorbi de licitație, în momentul în care din trei ofertanți, numai unul îndeplinește condiția, nu cumva licitația aceea trebuie refăcută pentru îndeplinirea condițiilor? Și atunci, cine va răspunde în fața unor organe, pentru că au fost enumărate situații în care au fost ridicate dosare de la piață și pe unul din exemple astea, cine răspunde în fața? Știți, am luat o declarație pe proprie răspunde, dar știți că nu ați deprins condiția pe ulterior. Deci, proiectul dumneavoastră, eu nu zic că nu e bun, dar are multe lacune practice care ne pune pe noi, ca funcționari, în anumite situații delicate. Pentru dumneavoastră e foarte ușor. Politica e foarte ușoară. Venim, vorbim, propunem, fără să luăm act de situația practică cu situația de fapt. Sincer, din partea dumneavoastră, domnul Fecher, m-aș fi așteptat mai mult, pentru că cunoașteți mai mult decât ceilalți consilieri situația din piață. Și o colaborare cu domnul Cursuioc, o discuție și, în general, cu toți consilierii care vor să propună și să facă niște proiecte, ar trebui, în primul rând, să ia legătura cu personalul din piață, cu directorul care conduce acel sector, să cunoască cu adevărat situația de fapt și, pe urmă, să vină cu un proiect. Pentru că acel proiect care poate va trece, poate nu va trece, s-ar putea ca peste 4 ani cineva să-și dea cu pumnul în cap că l-a inițiat sau că l-a votat. Vă rog. Îmi pare rău să aflu astăzi că, în mod contrar la ceea ce se întâmplă în mod normal atunci când se legiferează, indiferent că vorbim de legi, că vorbim de alte acte normative cu putere juridică mai mică, cum e și hotărârea de Consiliul Local, nu se prezumă faptul că aceste legi se scriu pe principiul bunei credințe. Și îmi pare rău să aflu că astăzi în Consiliul Local mi se atrage atenția că n-ar fi bine să procedăm într-un anumit fel, pentru că firmele din Bacău sunt niște guvernanți, sunt patronate și administrate de niște infractori care ar putea să declare în fals anumite lucruri. Și noi pornim astăzi toată discuția de la premisa că vor veni înțeleși la licitație, că vor da declarații false, că vor veni mână moartă la licitație. Ori, eu cred că noi ar trebui să dispunem plecând de la principiul bunei credințe a acestor firme și să considerăm că firmele din municipiul Bacău participă bine intenționat la licitație și nu vin nici să fraudeze, nici să dea declarații în fals, iar dacă cineva va da o declarație în fals, sunt sigur, domnule secretar, că se va găsi cineva în primăria municipiului Bacău, poate nu dumneavoastră, poate altcineva, care să formuleze repede o plângere penală și să-i facem pușcărie pe cei care dau o declarație în fals, pentru că asta e o nouă modă mai nouă. Dar până atunci, eu cred că putem să considerăm că nu e toată lumea la furat în orașul ăsta și că firmele care vor participa vor fi de bună credință. Eu cred că de când sunteți în opoziție, vă uitați cam multe firme. Sincer. Deci, e vorba de un cadru strict și de îndeplinirea unor condiții stricte, trebuie să delegem, pe care dumneavoastră vreți să le oferiți printr-o declarație de proprie răspundere. În cazul Hilar, în cazul Hilar, care se poate la o declarație de 100 de milioane de euro, să dai declarație pe proprie răspundere și pentru un prăbătit de spațiu în piață, la arată piață, nu se poate. Dumneavoastră a spus acea problemă că pe urmă cineva, eu întreb, de ce să fie nevoie ca pe urmă cineva să dea cu subsemnatul? De ce să fie ca pe urmă nevoie? Că până la urmă e vorba de un amănânt de spațiu în piață. De ce
trebuie cineva, pe urmă, să verifice dacă ăla care a făcut declarații îndeplinește sau nu. Dar de ce trebuie să vină altcineva? Ca să nu vină altcineva să verifice și să vină altcineva să răspundă, să vină întotdeauna cineva. De ce să nu facem un cadru foarte clar, strict și clar pentru toată lumea, pentru a nu da loc niciun fel de potiță, de interpretări sau de alte probleme care până la urmă le culege funcționarul care lucrează acolo. Știți de ce, domnul secretar? Pentru că mai nou nu mai vine nimeni. La aceste licitații unde se cer prea multe documente, unde sunt garanții de participare prea mari și unde prețul este și foarte ridicat. Și din nou vă dau exemplu ai Bacului. Un producător local Bacău cu 3 cozatoare de lapte în piață, care a avut contract de închiriere până să organizați dumneavoastră, mă refer la primăria municipiului Bacău, o nouă licitație cu o garanție de participare de 82 de milioane, la care îmi pare rău să vă anunț că n-a venit nici măcar unul. Apropo de discuția de mai devreme, că vine unul, doi, nu mai mințiți măcar. Au venit 0 ofertanți. Chiar nu vă e rușinoare? De ce mințiți, domnule? De ce mințiți? Ce vreți să mințiți? Licitația de pe 20 august, în legătură cu doza, câți participanți ați avut în Moscova? Nu contează, decât să dau un spațiu ilegal, mai bine țin acolo. Că nu mă treabă nimeni dacă stă. Câte, de câte ori să stea acolo? E da. Și noi trebuie să avem un și vreți să nu băgați pe cât, să legal constituit să vină orice bărcăvan, orice român, orice cetățean. Dar nu mințiți, domnule. Deci îmi pare foarte rău să aflu că primăria municipiului Bacău preferă să stea cu aceste spații goale decât să le utilizeze această procedură pentru ca firme mai mici sau mai mari să poată participa. Ați uitat cât ședința anterioară n-ați aprobat scoaterea la licitația? E o lună. Chiar ați uitat? Bun, ați uitat, vă cred, probabil. Dar consilierii PDR care au făcut corp comun cu dumneavoastră au uitat? Atâta timp când le scoamă la citații, de unde să vină? Noi nu le-am votat, da. Pentru că aș păi vrea modificarea regulamentului pe care o discutăm acum. Și da. Sunt... Vreți să ne dăm noi sub buș acum? Dacă o să modificăm acest da. Regulament în sensul flexibilizării participării, o să votăm toate proiectele de închiriere care respectă noul regulament, care permite mai multor firme, mai mici și mai mari, să participe la aceste proceduri. Domnul secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Câte voturi? 4 voturi. 15. Doamna Cosma a ieșit. Și doamna Cosma a ieșit, avem 19 consilieri. 4 voturi pentru, 15 voturi. Cine se abține? Doamna Lazar a plecat. Doamna Lazar a plecat. Și doamna Lazar, deci avem 18 consilieri. Nu, au fost 19. Au fost 20. Au venit și 20. Și atunci sunt 19 acum, nu? Da. Cine se abține? Cine se împotrivă? Proiectul nu a fost aprobat. Supun discuție punctul 18 la ordine de zi și revin pe domnul viceprimar, să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 51 metri pătrați, situată intra-regional în municipiul Bacău. Există o solicitare de concesionare directă a unei suprafețe de 51 de metri pătrați, situată intra-regional în municipiul Bacău. Concesionarea solicitată, deci, este în imediata vecinătate a proprietății, și prin aceasta dorește extinderea unei locuințe. Societatea solicitantă este SG Helper SRL Bacău, reprezentată prin domnul Racoveanu Adrian Giotu, asociat unic și administrator. Construcția ce urmează a se realiza nu afectează imobilele alăturate, iar solicitarea se încadrează în prevederile privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Solicitarea o consideră legală și vă rog să aprobați proiectul în forma propusă. Vă mulțumesc! Domnul
Domnule președinte de comisie, pot să am și o rezultatul votului? Vă rog. La proiectul numărul 12, fiecare din articole 1, persoanele nominalizate, 2, 3, 4, 5, 6, au fost votate cu câte 20 de voturi pentru, 0 voturi nule, 0 voturi contra. Iar proiectul numărul 15, articole 1, 2, 3, 4, 5, au primit fiecare cu 20 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Mulțumesc!6-7, au fost votate fiecare câte 19 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi pentru. Mulțumesc. Și noi, există legalitate la proiectul 19, domnul Fantaza? Există. Domnul Voran. Domnul Roșu? Favorabil. Doamna Dragomir? Aveți favorabil. Domnul Crian? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Micăuș? Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt. Mă rog, domnul secretarul, din nou, copii să spună la două obiectivă de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 20 de voturi a fost aprobat prezentul de hotărâre. Cu 19 voturi a fost aprobat. Acum 20 a venit și domnul Peche. Supun discuție punctul 20 al ordinei de zi și invit domnul viceprimar Ștefan Daniel Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea contractului de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Bacău. Da, mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de completarea potrivit Consiliului Local numărul 174/1999 privind aprobarea detaliei bunurilor din domeniul public al municipiului Bacău în sensul înscrierii bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții ciclu combinat 14 MW, plus cazane auxiliare, plus adaptarea schemei termomecanice în centrul din municipiul Bacău. Ați avut materialul la mapă. Vizit pe domnul secretar, avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Fantaza? Doamna Bartașu? Doamna Dragomir? Domnul Turianu? Domnul Gherasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Miclăuș? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Poftiți, domnul consilier. Nu-i neapărat de măsări de acord proiectul propus legat de toată energia termică. În luna octombrie, dacă cumva aveți în pregătire proiectul pentru subvenția la energia termică, asta vreau să întreb pe domnul viceprimar care se ocupă de acest lucru. Dacă este pregătit acest proiect. Da, doamna Bărăștiu. Deci, legat de subvenții pentru sezonul rece din noiembrie 2017, martie 2018, este folosit în analiză, motivat de faptul că trebuie să vedem și provizierii că va apărea în începutul 1 ianuarie 2018, respectiv venitul subvenței funcționale sociale. Așa se face mai. Rog pe domnul secretarul Vidiu Bucă să spună la vot proiectul de hotărâre, dacă nu ați spus. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Pechet, la ce se vă pun? Se abține? O abține a domnului Pechet, 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuții punctul 21 al ordinii de zi și revin pe domnul viceprimar să prezint expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 2 metri pătrați
dispus în două locuri a câte un metru pătrat, situate dintre agradul municipiului Bacău, părtate privată a municipiului Bacău. Da, prin cererea registrată de la Primăria Bacău, domnul Pascu Mircea și doamna Bucur Doina Soria din Bacău solicită concesionarea suprafeței de 2 metri pătrați, dispus în două loturi, pe un metru fiecare, proprietate privată a municipiului Bacău. Solicită această concesionare, deoarece dorește să extindă și să închidă balcoanele existente, prin această construcție nu se afectează spațiul verde și nici imobilele vecinate. Invit domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Invit dacă de legalitate. Domnul Pantaza. Domnișoara Panaite. Doamna Ionică. Domnul Lungu. Favorabil. Doamna Dragomir. Domnul Mărianu. Domnul Milăuș. Se trece la procedura de prosecvență. Ședințele anterioare este vorba de un memorandum justificativ pe care îl trimitem la Ministerul Educației pentru schimbarea destinației de la terenul aparținând proiectului Aghie Salini. Cred că au fost suficient de discuții, dezbateri, așa că vă rog astăzi să votăm proiectul în forma inițială. Vă mulțumesc! Există acte de calitate. Domnul Fantaza, vizualul. Doamna Bardașu, doamna Dragomir, domnul Păreianu, domnul Gherasim, domnul Stan, domnul Miclăuș, discuția asupra proiectului. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 19, 5, domnul Cretrie și cu 19 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 23 al ordinii de zi și ne pe domnul viceprimar să prezinte expert de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lucrurilor de teren în suprafață de 126 de metri pătrați, situată dintre agranul municipiului Bacău, strada Dumbravei, numărul 2. Expunere de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 126 metri pătrați, situată în litra vilanul municipiului Bacău. Prin cererea înregistrată la Primăria Bacău, din data de 18.07.2017, SCE Excelent solicită concesionarea suprafeței de 126 metri de teren, proprietate privată, în scopul extinderii activității. Terenul solicitat, deci este o concesionare directă, este în imediata vecinătate a proprietății și a avut o perioadă de închiriere, derulată pe o perioadă de 5 ani, a încetat și solicită această concesionare. Menționez că prin această concesionare
se aduce anumite beneficii și la bugetul Consiliului Local. Față de cele prezentate, rog Consiliul Local, municipiul Bacău, să o hotărască. Există avit legalitate? Domnul Fantaza? Domnișoara Panainte? Domnișoara Panainte? Domnișoara Ionică? Domnul Lungu? Doamna Dragomir? Domnul Curian? Domnul Gherasim? Domnul Pintăuș? Discuția asupra proiectului de acțiune. Obțin domnul Ghingeș. Mulțumesc. Aș vrea, în primul rând, să-i aduc la cunoștința șefului poliției locale că am trecut aseară de acolo și acolo se lucra fără autorizație de construcții. Vă rog să procedați în acest sens. Eu am fost acolo cu proiectul de hotărâre, chiar dacă nu trebuie să zic că mai zic pe această cale, dar totuși vreau să fim executivul cu privire la această zonă. Țin minte că la sfârșitul lunii mai atunci când acest proiect a fost supus consului, era discuția că primăria Rolii se gândește la resistematizarea zonei știeții centrale. Să înțeleg că de atunci și până acum există un plan complet vis-a-vis de zona din jurul știeții centrale, ca să vă rog, venim partea de proiect de hotărâre astăzi și să așezăm această construcție de 25 de ani acolo. Mulțumesc! Da. Într-adevăr, noi suntem într-o procedură de reorganizare, de modernizare a Agenției Centrale, dar vă rog să observați, mai ales dacă ați fost, obiectul, ceea ce dorim noi să facem, să nu există în acea zonă. Este o zonă oarecum limitrofă pieței și zonei care urmează a fi modernizată. Este o cerere a dânsului. Nu am venit cu mari noutăți de data trecută, dar a venit doar propunerea să votăm acest proiect în forma prezentată. Vă mulțumesc. Domnul Fincher, vă rog. Vreau să spun că împreună cu colegii mei ne bucurăm ori de câte ori noi oportunități de business se nasc în Bacău. Le susținem cu atât mai mult cu cât astfel de investiții nu generează doar locuri de muncă, venituri la bugetul local și ne și încurajăm cu respectarea, bineînțeles, regulilor de urbanism. Vă mulțumesc! Avem rezultate? Da, vă rog frumos să vă prezint. La proiectul numărul 21, articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au primit fiecare de 20 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nulă. Iar la proiectul numărul 23 au fost 20 de consilieri prezenți, 20 au votat, rezultatul votului, articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fiecare au fost votate cu 19 voturi pentru, un vot contra, 0 voturi nulă. Mulțumim! Supun discuție punctul 24 al ordinii de zi și de fi pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Municipiul Bacău pentru ședințe de luni octombrie, noiembrie. Da, au mai trecut două luni din mandatul nostru. Încetează mandatul domnului Dănilă în calitate de președinte de ședință. Eu îl felicit și așteptăm propuneri de la dumneavoastră pentru numirea unui nou președinte. Doamne, Cosma, prima dată. Doresc să vă pun la președință de ședință pe domnul consilier de acord de Eusebius. Domnul Bătoi? Aceeași propunere am și mai avem alte propuneri? Având în vedere că nu mai avem alte propuneri, supunem la vot propunerea ca domnul Eusebius de acord să fie președinte pe următoarele două luni. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva cu 19 voturi, 19 pe domnul Diaconu, a fost aprobată propunerea ca domnul Sebi Diacon și fie președinte de ședință pe următoarea. Ședința Consiliului Local a fost și pe partea noastră. Așteptăm rezultatul mai bun. Scuzați, dar obligate diverse nu o recuizăm? Da, da. Vă rog. Ala este trecută, este
la fiecare ședință ordinară și n-am primit niciun răspuns. Vă reamintesc la această cale că dumneavoastră încălcați și legea administrației publice locale, dar și regulamentele de organizare și funcționarea Consiliului Local. Drept urmare, mă voi adresa prefectului pentru amendarea executivului, astfel încât aceste interpelări să primească răspuns pe termen, mă rog, în următoarea perioadă. Nu mi se pare normal ca noi de Consiliul Local, atunci când adresăm interpelări executivului, să fim lăsați tot în soare și să fim luați în derâdere, în sensul în care nu se răspunde la actul rezidenței, care până la urmă privesc funcționarea municipiului Bacău. Cetățenii acestui. Mai știți ce interpelați să pun? O să fac o listă cu... Am o aminte, că s-ar putea să fie necircuit la compartimente și urmează probabil să primiți răspuns. Ca să primiți răspuns, trebuie să le aduți, le centralizați și să fiți aduți la cunoștință. Chiar să știți cum o listă, vă rog. Bun, dar mi... Da, am înțeles, la unele sunt de la afara termenului de 30 de zile, e dreptul mare cum vrea să prefectul. Da, dar 30 de zile se referă la petiții, dumneavoastră, nu sunteți Nu. Descrie în regulamentul de organizare și funcționare pe termen de 30 de zile. Și nu la petiții, ci la interpelări. Strict. Este fărăt în regulament. Este din 2006, e posibil să nu... Da, dar poate ați spus în interpelări că e obiectiv de un curs. Da. Nu știu, sunt și chestiuni care îmi trebuie să facă marea zilnică a instituției. Deci, de să nu să răspunzi. Poate este o centralizare, că poate îi dau răspuns, poate da. Ok, așa. Și a doua interpelare se referă la finanțarea cheltuielilor prin învățământul preuniversitar local. Și aș dori să rog executivul să trimită o adresă la toate instituțiile de învățământ din municipiul Bacău și să întrebe care este necesarul de cheltuieli cu funde și serviciile, pentru că, în ciuda faptului că acest executiv s-a dotat că a rugat bani pentru învățământul local. Sunt în continuare foarte mulți părinți care îmi spun și mie și celorlalți consilieri faptul că li se cer bani pentru cretă, tablă, masă, parchet și altele și așa mai departe. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că învățământul este gratuit și este datoria noastră, mai ales atunci când de faptul că rămân banii cu bugetul local la fiecare final de an, să acoperim aceste cheltuieli și să nu-i punem pe părinți la plată. Și chiar să veniți în sprijinul directorilor, pentru că am vorbit și cu domnul director și unul dintre ei mi-au spus că deja nu mai fac aceste adrese, pentru că pierd timpul. Iar mulți dintre ei, nu știu, au o jenă la depune aceste adrese la primăria Bacău, tocmai pentru a nu relata pe linie de partid. Și aș dori aici public să rog directorii să facă aceste demersuri, pentru că nu e normal să facem una în buzunarul părinților pentru aceste depuneri. Da, domnul consilier. Sunteți într-o eroare și vă asigur că directorii de școli sunt foarte grijuliți. Noi, deși am trimis o circulare, ei deja ne bombardează cu fel de fel de solicitări, pe parte ne putem onora, cu parte nu. Așa că nu-i plângeți, nu sunt nici timizi. Vă asigur că nu sunt, nici nu le-ai fi că ne deranjează. Toată ziua, prin compartimentele primăriei, vin, solicită și chiar încercăm să onorăm în mare parte solicitările domnilor. Îi se spune de multe ori că nu sunt bani. Haideți să-i alocăm. Pentru că atunci când am adoptat bugetul, eu am propus personal mărirea acelui buget pentru cheltuielile cu bun și servicii. Și n-am fost aprobat acea propunere. Dacă nu sunt bani, haideți să punem altă parte. Corect. O să vedem nivelul solicitărilor și probabil domnul Chirtuș va avea în grijă o propunere de rectificare de buget. Votez pe dumneavoastră. Mulțumesc. Oricum, ei trebuie să respecte bugetul pe care l-au. Pentru că, la un moment dat, nu poți să plătească nici utilități. Și este o problemă. Bun, tocmai de asta am zis să venim noi în sprijinul lor, să le mărim finanțarea. Dar de unde? Să vedem de unde. Vreau să vă aduc aminte faptul că anul trecut au rămas în bugetul local 55 de milioane de lei. Eu cred, totuși, că putem să rupem din acel buget care se raportează la finalul anului, că se va reporta așa, că nu avem investiții de finanțe, și să dăm la școli și licee să mai măgăm. Cei 55 de milioane de lei sunt pe excedent. Excedentul nu poate fi folosit pentru cheltuieli materiale, ci numai pentru investiții. Păi investiții, da, bancă, jaluzele, bancă, jaluzele, credite și așa mai departe, sunt pe cheltuieli materiale. Votarea școlilor, așa cum am votat cele 50 și ceva de clase de la... Facem distinție între cheltuieli materiale și cheltuieli de capital. La interpelarea de astăzi s-a răspuns, da? Da, deci aștept ca executivul să pună în mișcare aparatul pentru a asigura acestor cheltuieli. Mulțumesc. Mi s-a explicat cum se poate cum vreți dumneavoastră. Bun. Să se poată astfel încât ca
ca părinții să mai dea bani. Am înțeles, da? Mi s-a răspuns la da, da, mulțumesc, așa se răspundea la o interpelare, nu s-a plăcut să execuție. Da, așa? Apreciez, domnule Schimbă, că s-a apucat să-l putea asta, ați putea să-l învățați și pe domnul primar să suntem pe drumul bun, da? Dacă mai sunt la diverse, dacă nu te clare, ce